Nu uitați să dați like și să vă abonați pentru mai mult conținut. Danii, concubina regelui, episodul 41. Doi dintre membrii frăției sunt pe cale să o ucidă pe consoarta regală Sukuon, dar se opresc în momentul în care ea le recunoaște în semnul și îi întreabă dacă ei aparțin într-adevăr de frăția sabiei. Ea le mărturisește apoi că tatăl ei a înființat frăția, care la originile sale nu comitea crime, apoi îi ajută în cele din urmă să se facă nevăzuți din calea gărzilor, care, văzând că ea nu se află în apartament, intră în alertă. Kyeon-soo îi dă de veste surorii sale că frăția se reunise sub un nou comandant, nimeni altul decât prietenul ei din copilărie, Jeduora. Gărzile consideră că în jurul reședinței consoartei se petrecea ceva suspect și sunt hotărâte să raporteze. Kyeon-soo face posibilă întâlnirea dintre Jeduora și Danii. Aceasta îl întreabă pe prietenul ei care era motivul pentru care ucidea nobili, însă el evită răspunsul. Kyeon-soo îi spune lui Jeduora că tatăl lui Danii nu înființase frăția pornind de la principiul ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, însă tânărul consideră că aceasta era calea cea mai bună pentru a răzbuna moartea nedreaptă a părinților lor uciși din cauza nobililor. Consoarta Sukuon încearcă și ea să îl îmbuneze, rugându-le să mai aibă răbdare până ce îl vor găsi pe adevăratul vinovat. Guvernatorul Jean Muyeol îi dă un raport regelui în care menționase că toți răufăcătorii exilați din clanul consoartei Hebin își vânduseră tot ce mai aveau pentru a le face un bine țăranilor afectați de foamete. Regele este impresionat, fără însă să știe că guvernatorul complota în acest sens cu consoarta Hebin. Regina este neliniștită de faptul că regele chiar ia în considerare ideea de a-i aduce înapoi pe cei exilați. Consoarta Sukuon se întoarce la palat, unde încearcă din nou să afle semnificația semnului făcut de inspectorul Sef în trecut înainte de amuri. Guvernatorul mobilizează forțele prefecturii în arestarea membrilor frăției sabiei. Maestrul Huan îi aduce consoartei Sukuon un instrument Haegum nou din partea curtezanei Sulhe, iar aceasta își dă brusc seama că semnele pe care încerca să le descifreze ar putea avea legătură cu cele 12 tonuri muzicale. Împreună cu Shimun Taek și capitanul său, ea descoperă că cel care se afla în spatele crimelor puse pe seama frăției în trecut era dregătorul Ohtaesuk. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.